Intră în apa mării și nu te teme, ai să vezi să n-o sprinte sirene dincolo, de noapte e zi, faieți voinicii! Bărbatul de când e el făcut trebuie să construiască, să meargă la vânătoare, să aducă mâncare una alta. Așa că ne-am gândit eu și cu Robert să facem acea terasă. Toți au primit toată ideea noastră cu brațele deschise, le-a plăcut, unii au încercat să ne și ajute, ne-au mai ajutat cu o placă, cu una, cu alta, dar fiind proiectul nostru, s-au dat cumva la o parte și au zis, bă, lasă să-și facă ei treaba, nu că cineva nu s-ar fi descurcat. Frate, experiența spune cuvântul, sincer să zic, adică altfel când pun eu cu Sorin degețelul, cu cuiu, cu alea, bine, era să-mi dau cu ciocanul în degete, dar cred că o să iasă ceva foarte frumos. Deja aștept, după ce ies de la Survivor, colaborări, telefoane, am vorbit cu Sorin, ne deschidem o firmă de construct și dăm drumul la treabă, că vreau să fac și eu un copil, are și el un copil, banii să vină, tati! Dacă Ștefania la Consiliu a zis că totul o să voteze sportiv și cred că din punct de vedere sportiv nu a votat corect. Oana nu este o sportivă la un nivel prost, adică ea are potențial și dacă ea n-a văzut chestia asta, de ce spune una și face alta, știi? Ce credeți? Nu știu ce se întâmplă acolo în echipă, dar într-adevăr Ștefania ar fi putut vota din punct de vedere al performanței sportive și să se gândească, pentru că ea este o strategă foarte bună. În momentul când ești un bun strateg, te gândești la ce potențial ai cu jucătorul ăla pe mai târziu. Exact cum ați făcut voi prin noi. Mie nu-mi plac oamenii care nu-și asumă ceea ce cred ei și ceea ce sunt ei. Dom'le, nu e votul meu, am vorbit cu echipa. Jură-te, mă! Dar de ce ai culanul ăla la gât? Dar de ce te crezi Survivor? Nu e votul meu, dar de cine te ascunzi? Cui justifici că votul tău nu este doar al tău? De cine ți-e frică? Și dacă justifici că nu e doar votul tău, înseamnă că ai un dubiu că e greșit. Că dacă știi că votul e 100%, nu mai stai să-i spui, domnul Dan, să știți că nu e votul meu, e în echipă luat. Sora mea, revină, ți-a zis că tu ești Survivor, că tu ce aveți, frații mei. Nu știm dacă măcar Ștefania ar fi încercat să o motiveze, să o întărească și să o țină în continuare în competiție pe Oana. Pentru că e clar că Oana a venit după aia ultima, e clar că ei sunt mult mai uniți și Ștefania are relații de prietenie și cu Lola și cu Duli și cu Maria și cu toată lumea. Nu ar fi trebuit Ciocan să fie trimisă la eliminare doar pentru că e cea mai nouă. Asta dacă n-au vorbit ei altceva pe la spate și se ascund în noi. Cred că una, o chestie la Oana este că când a venit la noi în competiție și nu a văzut pe Jador, a cam demoralizat-o. Asta. Da, da, când nu și-a văzut tipitul acolo, da. S-a uitat unde. Eu cred că s-a abținut foarte tare în momentul în care a intrat în competiție, dacă nu l-a văzut. Acum tare curios ce s-a întâmplat la duel. Pentru noi nu aș avantaja, adică dacă pleacă Oana e perfect. Dacă cumva a ieșit Oana, pentru noi este ideal. Rămânem iar cu punctele noastre forte, Lola, Duli și Sorin, Lola, Duli și Sorin. Acum să vedem. Bă, dar acum... ce are, mă, Sorin ăla? Poftim? Ce are Sorin? Nu știu, asta vă întreb pe voi. Voi vedeți, adică vedeți și voi, sau sunt eu nebun, vedeți și voi frustrarea lui Sorin? În momentul când îi spun că e slab? Cred că da. Toată lumea vede că... Adică, știi care e faza? Că eu nu fac absolut nimica decât să scot în evidență realitatea din jocul ăsta, Survivor. Ceea ce face Sorin sau ceea ce încearcă să facă Sorin, deși eu nu fac absolut nimic decât să scot în evidență faptul că el este un concurent slab din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere. Am fost războinic și am legat niște prietenii, dar ce ține de strategie? Sunt la faimoși.
E normal să scot în evidență punctele slabe, când avem noi strategia. Ce spuneam? Îl rulăm pe Sorin, Lola, Duli. Sorin, Lola, Duli și Oana. Sunt doar un simplu jucător care sublinează niște lucruri pe care le vede. Este simplu. Doar că am văzut că Sorin începe ușor, ușor să, încearcă să mă atace, să mă jignească. Ideea este că el încearcă să mă atacă cu niște jigniri, că sunt o țață, că... Tu ce-ți faci content pe amă cu Sorin? Dar nu vreau eu să fac, da, Doamne. La consiliul ăsta care a fost, mi s-a părut că el, oricine, orice ar fi zis, el se băga în discuție. Da, da, și da. Nu își avea rolul de acolo. De fiecare dată face chestia asta. Nu, mai cred că mai exact orice ar fi zis Andrei. Cred că se naște o frustrare în Sorin. Nu vreau să fac materiale cu el, nu vreau să-i dau prea multă importanță decât ce ține de competiție și de faptul că noi suntem adversari. Să observați un lucru. Eu în momentul când vorbesc în general, deci nu dau nume, nu mă refer la el, nu-l bag în seamă. O să vedeți de azi înainte, când spun că da, și la război nici mai sunt puncte slabe, sunt oameni care n-au ce căuta aici, el totdeauna se simte și comentează. Adică eu când îl iau pe traseu, în capul meu, 85-90% știu sigur că voi lua punct, pentru că ajung înaintea lui și așa mai departe. Și eu și colegii mei, până și Smărândesc, o ajungea tot înaintea lui. Tu, Sorin, care ai venit după, ați venit, voi doi ați venit da, după. Exact. Noi am vorbit ceva. Când a apărut Sorin, era nou, noi analizam și tot vorbeam ceva. Și despre Alexandra și despre Sorin. Alexandra, tu erai următoarea, ca să știi. Adică asta e realitatea. Lola o țineam că ea în sezonul meu a fost bună, era și din sezonul meu, am vorbit cu Iancu. Noi băieții făceam, multe vorbeam, înțelegi? Și spuneam, bă, dacă... Robert, îmi pare rău că tu erai prietenul cu Robert. Bă, frate, da, o vedem. Deci ea era următoarea. Ar trebui ca majoritatea războinicilor să înțeleagă că eu sunt un fost războinic. Știu foarte multe lucruri, știu foarte multe discuții, știu foarte multe chestii pe care eu le-am discutat cu băieții. Și noi știm discuțiile pe care le-am avut, de asta spun că sunt mai multe problemuțe, să le spun așa, nu foarte grave, dar sunt, există. Și la fel cum a subliniat și Iancu și Delia, momentan e ok. Vulcanul nu are de ce să, pentru că încă este carne de tun. E bine că am fost spectatori. Să dea Dumnezeu săptămâna asta să câștigăm cel puțin două jocuri și clar imunitatea. Cel puțin imunitatea. Și da. Aia nu mai contează. Interesul. Ah, și încă un lucru foarte important. Să prindem pește. Hai să punem mai apă. Hai cu pluta. Hai cu pluta. Hai să vedem ce am făcut cu pluta asta. Hai că vin și o să mă uit. Eu chiar aș vrea să prind pește. Avem niște proiecte în desfășurare la Faimoș. Le luăm step by step. Azi a fost proiectul pluta. L-am terminat cap coadă. Aflat că, de fapt, noi știam că sunt multe daruri în Marea Caraibe, sunt plini de pești, de pisici de mare, chiar și am văzut și rechini, copilași de rechini. Aia mai mari probabil că sunt în larg, dar e plin de mâncare în Marea Caraibe. Avem un harpun, avem și undiță. Sperăm să prindem pește, sperăm să prindem pisici de mare și să mai mâncăm și altceva în afară de orez și cartofi. Ne-am făcut sulițe frumos, nu mai știam să o ascult atât de bine din macetă. A făcut și TJ una, suntem pregătiți de vânătoare, chiar e înțeapă, chiar e bine. Când s-a suit TJ, a devenit un copil. Am simțit copilul din el și din Zani, erau foarte entuziasmați. Dacă stăteam toți trei, ne scufundam, adică era prea multă apă, am ales să mă înlătur eu, da, să mă duc așa și bineînțeles că la final am văzut că le plăcea foarte mult pe plută, erau doi copii care au primit o jucărie nouă. Andrei și-a găsit bine rolul pe lângă pluta noastră, a trebuit și cineva să ne tragă la mal. Că ne trag curenții și am zis, Andrei, ești câta ciobanu, ești câta mălău,
hai, tu sau TJ, tu sau TJ, trageți-ne veri că eu am 50-60 de kg, eu am prioritate pe pluta asta. Am zis că azi nu mă întorc până nu vin cu o pisică, dar s-ar putea să fac promisiuni și eu și să dea pisica de mare cu apa în cap. Uite așa, hop! Dacă mai vin rezerve acolo, doar. Deci pește n-ați prins. Momentan ne-am pus probă. Ah, ok. Bine. Haide că mâncăm aer în seara asta. Fetele abia așteaptă să prindem ceva. Le-am și promis. Sperăm să ne ținem de cuvânt. Chiar vreau să le văd gătind, știi? Să vin așa cu sulița cu ceva și să le pun acolo orice, și mic, și mare, și orice, să le pun, să pună pe foc. Acolo așa, știi? Simbolic. Simbolic mai mult.